Două noi cazuri de Delta în Constanța. Două persoane din județul Constanța au fost depistate pozitiv cu noua tulpină Delta a virusului SARS-CoV-2, iar una dintre ele, o femeie de 63 de ani, a decedat. Reprezentanții DSP Constanța spun că varianta Delta a fost descoperită la o femeie de 45 de ani, turistă venită pe litoral din județul Dâmbovița, și la pacienta de 63 de ani care a călătorit recent în Spania. Ambele paciente au fost vaccinate, iar femeia care și-a pierdut viața avea hipertensiune arterială și hepatita C.